O amplă campanie de vaccinare a găinilor este în plină derulare în Mehedinți. Până acum au fost imunizate peste 180.000 de păsări de curte împotriva pestei. Medicii veterinari au mers din poartă în poartă și au vaccinat găinile. Cei care refuză acest demers sunt pasibili de amenzi consistente. Păsările de curte trebuie vaccinate de cel puțin două ori pe an, spun medicii veterinari. În această perioadă se desfășoară o amplă campanie de vaccinare a găinilor în Mehedinți. Până acum, 180.000 de păsări de curte au fost vaccinate. De exemplu, la o fermă din Bistrița au fost imunizate 12.000 de găini. În această perioadă, medicii veterinari de liberă practică de la noi din județ efectuează vaccinarea antipseudopestoasă la galinacee, găini, bibilici, curci, fazani. Și este recomandat și chiar obligatoriu să vaccinăm efectivul de păsări care îl deținem în curte, deoarece, așa cum am spus de multe ori, vaccinarea antipseudopestoasă ne ajută să avem un efectiv întreg de animale, să nu difuzăm boala, deoarece este o infecție virală care nu are un tratament descoperit la momentul actual în lume, iar odată apărut în efectiv îl decimează în totalitate și categoric se transmite și la alte efective învecinate. Boala are de obicei manifestări digestive, gușă împustată, fecalele sunt diareice, verzui, cu strii de sânge. Fermierii spun că această campanie este mai mult decât binevenită. Aceștia susțin că pentru prevenirea pestei sunt necesare și analize periodice, mai ales acolo unde sunt crescătorii mari. Noi avem o fermă de găini ouătoare la satul Bistrița, comuna Jinova. Avem în jur de 18.000 de capete în două hale, găini crescute la sol. Livrăm ouă către hipermarketurile din Severin și Târgu Jiu. Campania de vaccinare este benefică. În ceea ce ne privește ferma noastră, noi cumpărăm găinile la o vârstă de 17 săptămâni, sunt vaccinate cu 5 vaccinuri și, bineînțeles, noi facem analizele la sânge în fiecare lună la un laborator sau cel mai mare laborator veterinar din România, în București, și în fiecare lună, cum spuneam, o găină este trimisă vie, analizată și sângele pe un eșantion de 30 de găini din fiecare hală. Deci noi prevenim, în primul rând, și mai ales că producem ouă pentru consum și ajung în hipermarketuri și vrem să fim siguri că ouăle de la ferma noastră sunt de calitate. Cei care refuză vaccinarea păsărilor de curte sunt pasibili de amenzi ce pornesc de la 600 de lei.